fără de câte noastră, pentru că noi n-am reușit să trimitem un plic la 260 de km, dar au reușit să-l trimit înapoi la destinația care trebuie, de la 5.000 și ceva de km, aia din Mongolia. Întrebam așa, ce comanzi prin poșta română ca să-ți ajungă altceva, adică ca să anticipezi mișcarea asta, la început dădea tonul Nicușor, care a zis că el când vrea stafite comandă struguri. După aia ne-a zis Alex, eu comand castraveți când e poftă de murături. După aia Mihai a venit și a zis așa, eu când vreau brânzeturi fine, comandele mea să ajunge gorgonzol. Nu mai pot cu voi! Da, sunteți demn de această emisiune. 0734992992. Cine vrea să fie bistupid, acum e momentul să ridice două degete, exact cum ridică vedelele când sunt la școală. Așadar, pe WhatsApp se fac înscrieri pentru bistupid. Avem record de bătut, un record important pe care îl vom lua chiar acum, dacă îl și găsim. Ia uite. Pe prima poziție se află Andrada cu 12 întrebări, un record senzațional pe care nu așteptam să-l facem ieri. Asta după ce, acum 3 zile, Adrian deja avea un record de 11 întrebări, la care a răspuns greșit. Dar asta e partea tricky, trebuie să răspunzi greșit la bistupid, adică să facem pe proști împreună, ceea ce este foarte greu. Ca să faci pe prostul, trebuie să fii deștept în primul rând. Și atunci, Andrada are 12 răspunsuri greșite în 30 de secunde. Cine crede că poate să-i bată recordul, acum e momentul să vină pe WhatsApp și să zică, să ia atitudine la 0734-992-992. Am primit un mesaj vocal. Poșta Română, am trimis scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu fiscalul unui om. Și au pierdut fiscalul, nenorosit. Da, dacă mai aveți povesti, suntem binevenite în această oră. Dar, da, la bistupid, iată, acest record de 12 întrebări pe care, naturală, fără să se chine, l-ar putea bate chiar Poșta Română. Așteptă scrierile și mă întorc la voi să vă sun, să vă adresez întrebările, să facem pe proști împreună și să spargem acest record de 12 răspunsuri greșite în 30 de secunde, realizat cu mândrie de Andrada ieri. Miley Cyrus, până atunci, ne aduce flori.